A las-o? Bagă-te pe aia, bagă-te pe aia. Hai, blană, da? Hai, salut. Facem un clip nou. Este ceasul vreo 10. Ies o tură cu băieții cu motoarele, cu pință, cu KTM-ul 225 și cu Mati, cu Yamaha. O să încercăm să urcăm pe munte. A nins ceva la noi ieri, adică sâmbătă, astăzi este duminică. Și na, încercăm să urcăm. Vedeți că are și el canal de YouTube, Ființă, să-l căutați, Daniel Ființă. Deci are și el canal, să-l urmăriți acolo. Mai pune și el clipuri. Și în față e Mati. Hai să-i dăm drumul la video. Sper să vă placă și video ăsta, să dați un like, un share, un coment acolo. Ce să mai fac pe aici cu ei? Liniuțe. Eu știu. Sunt doar cu spatele pe coborârea asta. Deci la noi a nins, la Sinaia, aici suntem aproape spre Sinaia și nu e zăpadă deloc. Nu știu cum, da? Asta e. Mai bine că m-am săturat de ea. Să vină vara. De-abia aștept. Hai că vin și băieții. Încercăm un traseu cu ei nou. E o urcare blană pe unde vreau să-i bag. Dar o să urce, zic eu, pentru că este înghețat pe pământul. Sunt minus 2 grade și cred că o să urce. Chiar dacă sunt cu motoarele. Le-am scris și celorlalți. Alex cu bombardierul nu poate decât după 2:30 și Miclea cu Sebi dorm. Șumi încă nu și-a luat. Corbul la fel nu și-a luat. Ca altfel ieșeau și ei. Aproape am ieșit la drum. Dar deja, na, e zăpadă pe aici, văd. O să-i dau și o 4x4. O să urcăm pe aici. Destul de nasol pe aici. O să încerc să urc doar cu H-ul, pentru că sunt singur. Dă-i! O să încerc să urc doar cu H-ul. Sunt singur. Îmi place la nebunie cum urcă CF-ul. Deci are forță.
Și sunt doar cu H-ul. Gata, și pauza. Hai să vedem pe aici pe unde o luăm. Aici știu că este căzut un copac. Bagă-te pe acolo. Trebuie să o luăm pe acolo. Hai că eu cobor și eu iau. Eu mă duc și eu iau pe acolo, că n-am pe unde. Eu trebuie să dau cu spatele pentru că n-am pe unde pe. Nici pe șanțul ăsta nu pot. Cred că pe aici era. Nu acum. Hai pinţă, dă-i. Stai în picioare, mă. Eu nu puteam pe acolo. Eu pe aici am traseu. Hai, bă. Când e lung. Uite cum vine, pință. Dai! Bă! Bă, dar ce bine a venit. Am scos de pastila, mă. De exemplu, astea pe mine nu te-au. Ai venit cu antena, nu? Cât a putut eu. Bă, tine te scoate, mă, că ai alte pinioane, al raport. Nu, e power-valve-ul care l-am eu. Eu cred că aici te-ai vrut. Nu
ai venit? A? Cu cât ai venit? Cu cât ai venit? 2. Hai, că aici e urcarea. Aici e prima oară tot cu a doua, dar mi-a fugit spate. Am văzut. Hai că e fain, îmi place. Încă nu e zăpadă mare. Aici mai avem o urcare mișto, rădător. O să încerc eu să dau da dreptul. Normal e stânga-dreapta, dar aș vrea să o dau da dreptul, să văd dacă mă încadrez. Aici încă nu, aici e virajul. Viraj din nou. După copacul ăla căzut, acolo e una dreaptă, rău. Acolo aș vrea. Hai că vin și băieții. Nu știu dacă or să poată. Până aici dacă ar veni ar fi bine. Ei, și de aici e ori pe acolo, ori prin stânga. Eu o dau dat dreptul, cred că. Hai să vedem dacă vine. Hai că vine Mati. Hai că nu mă duc ca să-i fac semn pe aici. Să vină pe aici. Ha, dacă știam că se oprește. Hai mă că vin. Dar deja începe să fie zăpadă. Să mă bag eu un pic aici. Hai. Am obosit mai mult. Da, uite. Du-te acolo și vino. Thank you.
Bagă-te, bagă-te-i! Bagă-te-i! Ha. Nu, dă-i, dă-i, pornește-o. Pornește-o. Ha. Bagă-te pe aia, bagă-te pe aia. Hai, blană, da? Ha. Ce are, mă? Ha. A urcat și pință până mai sus. Pornim și încercăm să urcăm și noi. Hai, pinţă, dă-i! O, uite, Mati! Oh! Dă-i sus! Se dă foarte bine, Mati. Adică chiar îi dă în goarnă. Dacă și al motor mai șmecher, 2.5 sau așa, chiar urcă. Urcă bine. Hai că vine și pinț. Ha. Ne continuăm drumul cu băieții, ieșim imediat la soare. Ieșim din pădure. E senin. Vin și ei în spate. N-am mai fost de mult pe acest drum. Deci chiar șmecher, îmi place. Mă mai opresc sus. Mamă, ce fain. Hai, gata, imediat ieșim. Hai, tati. Mamă, ce e aici? Mamă, am sărit peste. Wow! Fii atent că merg pe deasupra, ești nebun. Deci aici e mare zăpada, dar merg pe deasupra. Cât de înghețat e. A luat foc? Da, mă, da. Era cu a doua, nu-i bine, că urca cu a doua. S-a urcat cu a treia. Nu-i fain? E fain cu asta, s-a urcat. Păi, și e fain? Îți dai seama la afară? Ia uite-mă cu ăla s-a afundat, ce nu m-a luat? Dar eu cu ATV-ul, ce cerc. Oh, 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 oh
așa, așa. Mamă, zici că scuz mă mobilul. Hai că mai dau o tură, că-mi place. Mamă, cum mă ține. Dacă să și rupe asta. Super fain. Mamă, cât de tare. Eu tot pe acolo o iau. Au luat-o și băieții. Dar eu tot pe aici o iau. Deci super fain. Mamă, deci pe aici sunt niște șanțuri, eu știu, de vara. Când veneam vara, erau pe aici, pa, și acum urci. E foarte înghețat, eu le-am zis că urci. Mamă, ce priveri. Erau și două, trei vulpi aici. Hai să-i mai dăm. Dar tot pe aici prin zăpadă, că-mi place. Foarte șmecher. Foarte, foarte șmecher. Deci cum se vede, fă. Hai să ne întoarcem după băieți. Ei se afundă în asta, dar nu știu de ce. Sper să vă placă. Vă las cu priveliștea asta. O să închid aici vlogul. Cam asta a fost urcarea cu ei, pentru că, na, văd că nu pot să urce și atunci o să coborâm. Sper să vă placă, să dați acolo un like, un comment, un share și ne vedem în următorul clip. Haide, pa! Patinează! Ne-ntoarcem? Hai să mai intrăm o dată pe aici, să vedem dacă putem să ieșim. Mamă, ce-mi place pe aici. Și n-am prins. Aia...